Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ești bogat în milă și cu purtarea Ta de grijă cea înțeleaptă, ocârmâiești viața noastră. Ascultă rugăciunea noastră, primește pocăința noastră pentru păcate. Oprește nouă boală molipsitoare, precum ai încetat pedepsirea poporului Tău în vremea regelui David. Cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, dăruiește însănătoșire celor cuprinși de boală, ridicându-i gravnic din patul durerii ca să te slăvească pe Tine, Mântuitorul cel milostiv. Iar pe cei sănătoși îi ocrotește de orice boală, binecuvintează, întărește și păzește, Doamne, cu harul Tău, pe toți cei care cu iubire de oameni și jertfelnicie îi îngrijesc pe cei bolnavi la casele lor sau în spitale. Îndepărtează toată boala și suferința din popor și ne învață să prețuim viața și sănătatea ca daruri ale Tale. Dăruiește-ne, Dumnezeule, pace și pacea Ta și umple inimile noastre de credință neclintită în ocrotirea Ta, de nădejde în ajutorul Tău și de dragoste față de Tine și de aproapele. Că al Tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Să ne rugăm. Doamne, miluiește! Fie peste voi cu al Său har și cu Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție.